Joia mare este ziua smereniei, a golirii de sine, urmând lecția lui Iisus care spală în această zi picioarele ucenicilor săi. Tot astăzi comemorăm cina de taină când Domnul instituie Sfânta Euharistie sau Împărtășania. Cina de taină a avut loc, probabil, la etajul unui han din Ierusalim. Iisus și ucenicii sărbătoresc Paștele Iudaic, cea mai importantă sărbătoare a iudaismului, care comemorează dezrobirea poporului evreu din Egipt. Credincioșii iudei mâncau în seara aceea bucate amintind de umilințele îndurate în Egipt, între care și pâinea suferinței. Iisus este noua pâine a suferinței, dar și a bucuriei, a vieții, care inaugurează un nou Paște, o nouă trecere, pentru că acesta este sensul cuvântului ebraic. De la moarte spre viață. Luați, acesta este trupul meu, Iisus le împărtășește apostolilor, ființa sa totală, adică moartea sa apropiată și învierea sa, sângele său, simbol al vieții, ca preludiu al ospățului mesianic care va avea loc în împărăția lui Dumnezeu. Urmează scena din grădina Ghețimani, marcată de singurătatea absolută a lui Iisus. El îi roagă pe apostoli să vegheze, dar aceștia, obosiți probabil și de vinul consumat la cină, adorm. În Ghețimani, Iisus rămâne singur, absolut singur, cu toată povara lumii pe umeri. El știe că trebuie să moară, cade în genunchi și cere Tatălui un semn de încurajare. Apostolii s-au îndepărtat deja de el. Iuda îl trădează activ, dar și ceilalți îl trădează, chiar dacă pasiv. Dar oare lipsa de reacție în fața răului nu este la fel de vinovată ca și săvârșirea răului? Procesul lui Iisus, nelimpezit nici până astăzi, va fi unul religios. Dar condamnarea va fi politică. Iisus despărțise tranșant sfera politicului de sfera religiei. Dați cezarului ce este al cezarului, cum ne amintim, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. El însă va plăti cu viața reamestecarea celor două sfere. Autoritatea religioasă, iudaică, îl condamnă pentru blasfemie. Autoritatea politică, romană, îl va ucide pentru încercarea de subminare a puterii de stat. Nu trebuie uitat că, după ce și-a spălat mâinile cu apă curată, Pilat a dat ordin să curgă sânge.